Păi vă salut cu respect, distinși vlog spectatori. În vlogul de astăzi facem camping pe șantier. Pe șantierul cuibului ionescian. Exact, avem cort, avem ionească, avem sășică, pizza și televizor Philips Ambilight 2019. E 4K nebunia asta, are 177 de centimetri. Link în descriere către el și toți prețiorii lui cu celelalte diagonale, pentru că de Black Friday vor avea un preț foarte bun. Imediat veți vedea care e faza cu televizorul ăsta, cum am făcut unboxing-ul, cum am montat cortul. Credeți-mă că nu e atât de ușor pe cât pare. Confirm. Astă seară vom dormi aici, pe șantier. E prima noapte în cuibul ionescian de când am început renovările. Exact. Să înceapă vlogul. Sasha, n-ai nici cea mai vagă idee ce aventură te așteaptă astă seară. Ai bagajul cu provizii? Când chiar plecăm într-o aventură? Da. Hai cu noi. Doamnelor și domnilor. Pregătite fetele? Cele mai pregătite. Proviziile. Ce cald și bine e. Hai, Sasha, să testezi decul. Dați-i volume la el. Cum vine încărcat. Mamă, ce tare că vrei să dormi. Acum haideți să dăm drumul să șici. Uite, mama, ce e aici? Îți place? Mamă, cum e? Cum se simte? E super șmecher. Ce rece e. E rece? Da. Deci avem oficial un Philips Ambilight. Imediat urmează să-l unboxuim, să-l montăm și să facem o noapte de cinema în seară. Picnic! Picnic în seară! E prima cameră care este aproape gata la în casă, nu? Mi place foarte mult să aici. Uite, mami! Ionesco, hai să comandăm pizza, că după aia se închide. Mami, vrei pizza? Vrei pizza? Sasha vrea pizza, sigur. Am oprit puțin lumina ca să vedeți cum se vede luna. Mi s-a făcut pielea de găină. Deci am pielea de găină în momentul ăsta. Deci când dăm drumul la televizor, se vadă ambilight-ul la pe perete. Stingem clar lumina. Mă, pornim ambilight-ul de la televizor. Am recuperat pe meu ambilight, lumina noastră. Ce culoare e? Roșu sau roz. Roz? Roz, că suntem două fete. Roz. Perfect. Ce se întâmplă așa acolo? Uite, ți-am adus păturică. Hai, sunt atent. Da, să facem unboxing la nevoie asta. Deci avem așa, un televizor LED Smart Android Philips de 177 de centimetri, 4K Ultra HD. Ok, hai să facem unboxing-ul. Te arată aici cum se desface, m-am uitat eu, fii atent, stai, lasă-mă un pic. Aici ți arată toți pașii, bine, e invers. Îți arată fix cum trebuie să-l desfaci ca să nu îl accidentezi. Băi, cât de tare! Chiar mă bucur cum facem asta. Ce intre? Telecomandă cu baterii, pac pac. Primul lucru pe care îl facem este să facem bateriile la telecomandă. Am început cu cei mai greu. Bă, n-am mașină cuțită. Ești pe șantier, ai o grămadă de scule, crede-mă. Asta e bun? Nu. Asta e bun? Nu. Asta am făcut ca să vedem dacă stă televizorul, dar... Da, după ce... Găsit un hol șorub. Iubire, ne descurcăm cu ce avem. Bear Grylls pe șantier, ediția de șantier. Deci mi-a luat 10 minute să pun bateriile în telecomandă. Curios cât o să-mi iasă cum să montez televizorul. Adică, gata, am reușit. Bravo. Primul pas. Hai să vedem ce avem în cutie. Right, left. Oh, ce bine că avem mult spațiu. Mai ții minte când ne-am făcut ceva de genul ăsta în autorulotă? Da, mi-aduc aminte. Pentru cei care ne-ați văzut link în descriere de clipul în care am făcut un unboxing la un televizor Philips Ambilight în autorulotă. Este vineri seara, noi suntem în autorulotă, acolo este Brașovul, aici un generator care pune în funcțiune un televizor Philips Ambilight, după cum observați luminile din jurul lui. Georgiana a făcut un platoaș. Mulțumim, Georgiana. Plăcere. Cărticică cu manualul? Cărticică cu manualul, wow. Acum vine momentul în care trebuie să scoatem împreună. Georgiana, împreună suntem mai puternici. Deci zici aici că să desfacem asta de aici. Deci trebuie să scoți chestiile alea de plastic și după aia cutia o ridici și televizorul rămâne în loc. Hai la mami, hai aici. Ce monstru de televizor, ce monstru. Hai, Nita, mai vreți să faci nimic. Ia zi, soțu, ce ai găsit? Marele avantaj de a sta într-un șandier. Ai găsit șurubelniță.
Regina, ai onoarea să iei arți build-ul de pe el. Eu. 4K Ultra HD P5 Perfect Picture Engine. Asta este un procesor special pentru imagine. Ambilight 3, Doamne ajută, lumina aia sper șmecheră, Dolby Vision and Atmos și Android TV. Ok, hai! Doamne și domnilor, cât Georgiana desface! Ah. Deci trebuie să ții apăsat pe pair. 3 secunde. Welcome! Deci apăgăm parola. Nu ne cam plăceam mult mai mult că la versiunea precedentă, cea pe care o avem noi acasă, ai telecomanda cu tastatură pe spate. Asta e telecomanda mai simplu. Să sperăm că va compensa prin alte lucruri. Îți place, mami, televizorul ăsta? Inspectăm. Tocmai ce vă uitați la televizorul care va fi pus aici, în seară. Ăsta va fi televizorul nostru. Observatorii sau... cum îi conservatorii. Conservatorii. Chester TV, pot să bag de pe telefon, pot să-mi trimit de pe telefon ce vreau să văd. Pentru că are Chromecast automat în el. Asta e aur. Așteptăm pizza pentru asta. S-a conectat. S-a conectat continuu automat. Hai că nu trebuie să mai introduc nimic. Ce zic? Deci practic tot ce e pe televizorul de acasă, ai și pe ăsta. Ce tare! Mamă, câta televizorul e. Ce imagine! Vezi? Sasha e foarte impresionată. Uitați ce-mi face. Noi, în căsuța noastră! Eu aș spune seara. Asta este seara reception. Seara acolo, seara aici. Da. Conservatorii, bine. Ia mă, tată, un puțin. E ca un copil, frate. Prea atenție. Clipul ăsta l-am pus și pe celălalt televizor când eram în autoritate. Salut! Hai să-ți arăt cum am văzut eu România din Dărâmnă în 2018. Clar se vede. Unde te duci? La pizza! Ha-ha, începe seara de film! Pizza! Ha-ha, poate să înceapă seara! Este... treaba, treaba! Păi, pizza a venit? Cred că putem să dăm drumul la film. Da? Ah, cina! Nu e asta. Vreau să ne uităm la un film care are Dolby Vision. Pentru că televizorul ăsta are și el Dolby Vision. Dacă pe Netflix ai Dolby Vision, televizorul are Dolby Vision, o să se vadă spre film. Poftă bună! Mulțumesc mai mult! Imediat după ce mâncăm, o să ne punem, o să ne amplasăm aici baza. Ne punem chiar și un cor. Deci mă simt ca într-un film american. Știți cum fac americanii atunci când gen își cumpără casă și au mănâncă pizza și se uită la film pe podea. Fix așa, pe o pătură. Living the American Dream. Pizza cheers? Pizza cheers. Bun. Până la urmă ne-am dus pe HBO. Ne uităm la His Dark Materials. Păi, materii întunecate. Căutați-l, e bestial. Hai să punem cortul. Hai să punem saci de dormit. Cortul va fi mai mult așa de design. Da, m-am împrumutat de la fratele Georgianei pe ăsta. Fără că el să știe, probabil. Deci cam așa stă situația. Avem saj de dormit, avem pătoică pentru sășica, televizorul, cortul. Cred că putem face intro. Așa, hai să ne băgăm un sac. Dumnezeu, zantie, saj. Foarte plăcut. Senzația asta de omidă. Bă, ce blană e ambilightul ăsta. Se luminează toată casa. Tu dai seama cum o se vadă sus acolo? Da, bestial. Mm-hmm.
mulțumesc că noi suntem doi oameni în vârstă, oameni în toată fierea, 30 de ani. Și ce? Dormim pe parchet. Ce dacă? În... Îmi dorim pe podea în seară. Așa de acord. Abia aștept să vină în casă. Abia aștept. Așa să vină canapea imensă. Nu știu, trecem pe dreapta. Trecem pe dreapta. Ne vedem dimineață. Cu concluzii. De mișto se vede luna. Bună dimineața. Dați-mi o iubești tu așa pe mine dimineață, mama. Cineva vrea să mănânci pe interes? Da. Păi vă salutăm cu respect, distinși loc spectatori. Cum ai spatele? Nici nu mai simt spatele, sunt și răcită din cauza ta, Marian. N-a fost o idee prea bună să dormi aici. Mai țineți minte experiența Paris, 24 de ore după care Georgiana a răcit, copză, rău. Da, asta sunt... este dubla 2. Sunt șanse foarte mari așa să fie și acum. Eu mai toată noaptea dormeam așa pe Ionescu, eu n-am pernă, n-am avut pernă. Mai toată noaptea am stat așa pe Georgiana. Vă dați seama cât de comod am dormit. Sashi, bă, dar ce-mi spari tare? Mi se pare mișto că aici chiar poți să stai liniștit. Chiar nu e foarte frig aici în seara asta. Da, de-aia am răcit eu, că mi-e foarte frig. Aia, stai pe jos, mă, asta e problema. Da. Dar n-a răcit de tare, nu răcit de munci și mai stai multă și mai tușește. E o răceală basic, se putea mai rău. Da. Trebuie să vedeți pe Sasha. Trebuie să vedeți pe Sasha. Trebuie să vă uitați la ea. Ia, Sasha. Este roșie la bot. Sasha, vină cu acest. Are botul ros. Vină cu acest. De aici, de la praful ăsta. De la rumegușul ăsta. Da. Ți-a plăcut mami, că mi-i vine aici? Pare fericită. Fericită. Trebuie să ne apucăm să singem gămii muncitorii. Să băgăm niște muzică. Abia aștept să avem aici canapea. Să avem... Aici să avem așa pe în spate canapea. În spatele canapele o să avem niște ghivece. Eu cum o să crească niște chestii pe peretele ăsta. Aici o să avem trezori sus pe perete, o masă. Ce tare clipul ăsta, Lucanie. Atât de frumos e clipul. Și piesa e interesantă, dar clipul e bestial. L-o să tare să-i dăm play aseară, se vadă bombă. Da. Uite, vezi cât de bine se vede televizorul aici? În seară, pe timp de zi? Eu aseară luasem la mine pantaloni scurți. Am dorit în blush până la urmă. Ce n-am observat aseară că era întuneric? Rama asta metalică, vezi? Aluminiu sau ceva, e metal, nu e plastic. Mamă, cât au ursul de televizor, frate. În sfârșit avem ceva în casă care să fie aproape la fel de mare ca mine. Toată dileala asta evident că a fost pusă la cale împreună cu televizorul ăsta Philips, care va trona aici în seara noastră, în conservatorii, observatorii, cum îi zice lumea? Am stins televizorul, îl băgăm în cutie și putem spune că acesta a fost locul de azi. Dacă v-a plăcut, abonați-vă. Asta așa, o primă experiență cu iubire de scenă în renovare. Abonați-vă în urmă la deja îmi despre televizorul ăsta și către vlogul pe care l-am făcut în primăvară, sau în ianuarie sau februarie, ceva de genul, cu frățiorul lui mai mic, când am fost pe autorilota. Acesta a fost locul de azi? Da. Câteva cadre de încheiere, să știi ca, îmi băgăm televizorul, da? Haide. Hai acasă! Acasă! Ne-am sincronizat perfect, tocmai ce au venit băieții pe șantier. Au început treaba. Sus, baia de sus este aproape gata. Abia aștept să vă arăt. Baia de la mine, de la studio. Hai să facem un duș. Hai să facem un duș. Să înceapă ziua, practic. Dar acesta a fost vlogul de azi. Da, haos. Eu nu cred că a fost o idee foarte bună ce am făcut aseară, pentru că mă doare gâtul. Parcă am sărmă ghimpată. Tu cum ești? Bine. Data viitoare când facem ceva de genul ăsta o să vă întrebăm și pe voi înainte. Ce părere aveți? Că e posibil ca voi să aveți mai multă grijă de noi decât avem noi.